Am ales un codrin și e prima oară când filmez așa, pentru că eu înainte filmam invers. Numai că așa am auzit că nu se apar bările alea negre, care sunt foarte nașpa. Da, dacă n-ați înțeles din titlu și din thumbnail, care e puțin ca clickbait, astăzi vom face un Q&A. Știți cum ziceam eu la Q&A-ul ăla care a ieșit destul de cringe? Q&A, yay. Dar mai bine nu amintesc. Da, întrebarea 1. De ce Ana are mere? În mod normal aș răspunde pentru că da, dar azi, pentru că trebuie să fac un Q&A interesant care să dureze ceva mai mult, pentru că sunt doar 14 întrebări. A, și am uitat să vă spun. Am scris întrebările pe foaie pentru că am un singur telefon. Sper că înțelegeți ce scrie. Am un scris foarte nașpa. Și profesorii mi-au zis. Nu știu de ce, dar asta e scrisul meu. Da, dar acum la asta cu Ana are mere ar trebui să răspund Ana are mere pentru că așa trebuia să scrie în carte, nu știu exact. Pe ce dată ești născut? M-am născut pe 9 noiembrie, anul 2004. Care e cel mai mare vis al tău? Cel mai mare vis al meu este să ajung un YouTuber de succes mare, să am 1 milion de abonați, ca și Ilie. Dar m-aș mulțumi și cu 100.000. Să fac și eu niște bănet. Da, și pentru că e pasiunea mea asta cu YouTube-ul. Și m-am gândit să nu mă las. Vara asta vreau și eu să fac 1.000 de abonați. Și dacă mă susțineți, o să o facem! Da, ce urăsc cel mai mult? Școala. Pe locul 2, matematica. Pe locul 3, profesorii de matematică și chestia asta. Dar nu toți sunt răi, mă. Adică sunt mulți profesori buni. Cum ar fi, eu nu pot să zic că am profesori răi. Unii dintre ei sunt răi. Dar foarte puțini. Cum ar fi domnul Dămate, nu e chiar așa de rău. Mulți profesori de la mine sunt de treabă. Dar sunt și unii așa care sunt mai de modă veche. Nu dau nume. Ce ai face dacă ai fi președinte? Dacă aș fi președinte... ce aș face dacă aș fi președinte? Dacă aș fi președinte, aș conduce țara. Care este lucrul la care ții cel mai mult? Cel mai mult țin la canalul ăsta de YouTube, 1. Am mai multe lucruri la care țin foarte mult. Și pe locul 2, viața. Am zis asta cu ce urăsc cel mai mult. Care e lucru... și asta am zis, mă, nu știu ce am. Care este cel mai bun prieten al tău? Eu am foarte mulți prieteni buni și cam pe toți i-aș plasa pe locul 1. 8. Animalul preferat. Animalul meu preferat este dihorul, pentru că o să-mi iau unul peste 2 luni, aproape 2 luni. 2 luni și câteva zile, 2-3 zile. Și de-abia aștept să-l iau, mă. Nu știu ce, dar la asta stă în gândul, cu dihorul. Pe locul 2, cățelul, că am o cățeală la care țin foarte mult și o să-l iubesc la fel de mult când o să am și dihorul ăla. De-aia momentan stă la bunica mea, pentru că eu nu prea aveam timp de ea. Aveam timp să o scot o singură dată dimineața afară și în rest o scotea mama seara. Și nu prea aveam timp de ea. Și eu eram toată ziua plecat la școală și e poveste mai lungă. Da, Bine, culoarea dar mă preferată. sună mama și m-a cam întrerupt. Da, rămâneți la asta cu culoarea preferată. Culoarea mea preferată, nu știu care e, pentru că mie plac non-culorile. Nu știu ce, nu plac non-culorile. Sunt mai frumoase după mine. Dar toată lumea când îmi întreabă, care e culoarea ta preferată? Și eu zic alb. Zic, ești prost, asta nu-i culoare, e non-culoare. Mă scuzați-mă, dar eu sunt obișnuit să mă uit în partea asta sau asta, pentru că eu înainte țineam telefonul ceva gen asta așa și se vedeau bările ale negre. Și era foarte nașpa. Care este mâncarea ta preferată? Mâncarea mea preferată este... Nu am o mâncare preferată neapărat. Îmi plac mai toate. Încerc să mănânc cât mai puțină carne, că de mult timp voiam să devin vegetarian, dar nu-mi iese. Pentru că sunt în creștere. Da. Fac pauză de 10 minute la articularea cuvintelor. Vanilia sau cacao? Niciuna. De fapt, vanilia îmi place, dar eu mănânc de obicei înghețată de fructe de pădure. Ce hobby-uri ai? YouTube-ul! Cred că se vede YouTube-ul pentru că e singurul hobby care l-am. Dacă nu pui în funcțiune, dacă nu pui și ieși tu pe afară. Pentru că și el îmi place chiar la fel de mult.
Da. De ce trăiești? Pentru că așa a vrut mama și așa a vrut și tata. Că dacă nu voiau ei, cred că nu trăiam, nu? Sau poate da, sau poate nu. Da, e o întrebare preexistențială pentru mine. Acum, cred că ar trebui să vă salut de papa. Eu am fost Codrin și ăsta a fost un Q&A. Și vă cam salut. Pa! Dar înainte să plec, hai că nu să plec să închid videoclipul, vreau să vă zic, pentru că nu sunt sigur că v-am zis, că astea l-am luat de pe Wattpad. Wattpad.